Celebrarea a început cu sfințirea ramurilor, simbol care aduce aminte de modul în care a fost primit Iisus în Ierusalim. Fraților prea iubiți, în timpul postului de 40 de zile, ne-am pregătit inimile prin pocăință și fapte de iubire, iar astăzi ne-am adunat să începem împreună cu întreaga biserică celebrarea Misterului Pascal, al morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Mister pentru împlinirea căruia El a intrat în cetatea sa, Ierusalimul. Celebrând așadar cu toată credința și evlavia intrarea Mântuitorului, să-L urmăm și noi pe Domnul, pentru ca împărtășindu-ne prin har de crucea Lui să avem parte de înviere și viață. Sfânta Liturghie, în cadrul căreia credincioșii și-au amintit de patima și moartea Domnului nostru Iisus Hristos. În ziua sfântă a florilor, noi cei care la început am prin gestul nostru de a binecuvânta ramurile și acea mică procesiune de din afara bisericii a avut ca scop să ne introducă în gestul memorial al intrării lui Iisus în templu, noi, la fel ca cei de atunci, trebuie să cultivăm această legătură noastră. Să trecem dincolo de aparență. Să trecem dincolo de ceea ce este un simbol. Și să intrăm în inima lui Dumnezeu ca să-L înțelegem cât de mult a suferit și ceea ce l-a făcut să reziste. Vă invit să dați mărturie despre credința voastră. Vă invit să trăiți această săptămână sfântă ca pe ultima din viața voastră. Ca săptămâna de care depinde mântuirea voastră. Să trăiți misterul lui Dumnezeu. Nu ca aceia care la pătimirea lui Hristos stăteau cască gură. Nu ca aceia care, deși văzându-L pe cruce, nu făceau altceva decât să-L bajocorească, să-L insult, să-L ia în râs, după ce Iisus le-a făcut atâta bine.